Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnul să fie cu voi. Iubiți credincioși, înaintăm în timpul sfânt al postului mare și suntem ghidați, coordonați de cuvântul lui Dumnezeu, care astăzi ne invită să ne privim pe noi înșine la lumina prezenței sale. Noi care, după cum spune și Sfântul Apostol Paul, suntem temple ale Duhului Sfânt. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Iisus Hristos alungă vânzătorii din templu și prin aceasta vrea să simbolizeze grija, nu atât o duritate a Domnului, cât mai ales grija sa față de fiecare dintre noi care suntem unși cu pecetea Duhului Sfânt, creștini botezați, și dorește să elibereze sufletul nostru de orice păcat, de orice tentație, și în acest drum al postului mare să putem avea o privire clară pentru a vedea lucrarea de mântuire pe care Hristos o săvârșește pentru a ne atrage mai mult la Sine, ca să putem participa cu vrednicie la celebrarea acestei sfinte liturghii, să ne recunoaștem păcatele. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Picioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Ești izvorul la toată bunătatea și îndurarea. Tu ne-ai arătat că postul, rugăciunea și pomana vindecă rănile pricinuite de păcate. Privește cu bunăvoință spre noi, cei care, apăsați de povara greșelilor, ne recunoaștem vinovăția și ridică-ne mereu în îndurarea Ta. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Exodului. În zilele acelea, Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
care te-a scos din țara Egiptului, din casa sclaviei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu iei în zadar numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel care va lua în zadar numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de sabat, ca să o sfințești. Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta, ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu dai mărturie falsă împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești soția aproapelui tău, nici sclavului lui, nici sclava lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Cuvântul Domnului. Cuvintele vieții veșnice. Legea Domnului este desăvârșită, înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată, îl face înțelept pe cel neștiutor. Orânduirile Domnului sunt drepte, înveselesc inima. Poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii. Teama de Domnul este curată, rămâne pentru totdeauna. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai dorit decât aurul și decât mult aur curat, mai dulci decât mierea și decât fagurele proaspăt. Noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit, scandal pentru oameni, dar pentru cei chemați înțelepciunea lui Dumnezeu. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, în timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înțelepciunea, noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit, scandal pentru iudei și nebunie pentru păgâni, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, Hristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. Cuvântul Domnului.
iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Să fie cu voi și cu citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Paștele iudeilor era aproape, iar Iisus a urcat la Ierusalim. Și a găsit în templu vânzătorii de boi, de oi și de porumbei și pe schimbătorii de bani șezând acolo. Făcând un bici din funii, i-a alungat pe toți din templu, la fel ca și oile și boii. A împrășteat monedele schimbătorilor de bani și a răsturnat mesele. Iar celor care vindeau porumbei le-a zis, luați acestea de aici, nu faceți casa tatălui meu casă de negustorie. Discipolii lui și-au adus aminte că fusese scris, zelul pentru casa ta mă mistuie. Așadar l-au întrebat iudeii și i-au zis, ce semne arăți că ai dreptul să faci acestea? Iisus le-a răspuns, dărâmați acest templu și în trei zile îl voi ridica. Așadar iudeii i-au zis, acest templu a fost construit în 46 de ani și tu în trei zile îl vei ridica? Însă el vorbea despre templul trupului său. Deci, când a înviat din morți, discipolii lui și-au amintit că a spus aceasta și au crezut în Scriptură și în cuvântul pe care îl spusese Iisus. Pe când era în Ierusalim, la sărbătoarea Paștelui, mulți, văzând semnele pe care le făcea, au crezut în numele lui. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că el îi cunoștea pe toți. Și nu avea nevoie ca cineva să aducă mărturie despre om, pentru că el cunoștea ce era în om. Cuvântul Domnului. Laudă-ți-e, Hristoase. Paștele iudeilor era aproape, iar Iisus a urcat la Ierusalim. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși, acestea sunt cuvintele cu care am început Evanghelia de astăzi și pentru noi se apropie Paștele, iar ca pregătirea noastră pentru timpul sfânt al postului mare să fie una cât mai rodnică, Biserica, prin lecturile propuse, ne invită să fim alături de Iisus, ne invită să devenim discipolii Săi și să parcurgem împreună cu El acest drum de pregătire. În prima duminică a postului mare am fost alături de Iisus în deșert pentru a învăța să luptăm împotriva ispitei. Duminica trecută am privit la fața plină de gloria lui Iisus pe muntele Tabor, iar astăzi suntem din nou împreună cu Iisus, de data aceasta la templu din Ierusalim. Însă dacă duminica trecută am fost martorii unui chip transformat, a unui chip strălucitor al lui Hristos, iată că astăzi vedem pe același chip sentimente care ne surprind. Noi suntem obișnuiți să-L vedem pe Iisus ca fiind blând, milostiv și iubitor cu toți oamenii. Însă astăzi, imaginea lui Iisus, care își pregătește un bici din funii, se mânie și alungă din templu pe toți negustorii, nu prea se potrivește cu imaginea pe care o avem noi despre El. Trebuie să recunoaștem că gestul lui este destul de șocant, poate chiar greu de crezut pentru unii. De ce a făcut Iisus acest lucru? Răspunsul îl primim tot în Evanghelia de astăzi, unde este scris așa de frumos, zelul pentru casa ta mă mistuie. Iisus nu a putut suporta faptul că dintr-o casă de rugăciune,
dintr-un loc al prezenței lui Dumnezeu, dintr-un loc al întâlnirii cu Dumnezeu, s-a făcut o casă de negustorie, o casă de tâlhari. Să ne imaginăm care era atmosfera din jurul templului. Un du-te vino continuu. Gărzi, pelerini, crescători de animale și pe lângă toate acestea, zgomotul și mizeria animalelor. Cu greu putea cineva să se roage acolo. Iisus nu era împotriva oamenilor de la templu, pentru că atât animalele care erau folosite pentru jertfele de la templu, cât și schimbătorii de bani, erau necesari pentru cult. Și știm că în templu nu se prineau banii cu imaginea împăratului, ci trebuiau schimbați în moneda templului. Hristos, în Evanghelia de astăzi, dorește să tragă un semnal de alarmă. Nu vrea să atace templu și nici persoanele care slujeau acolo, ci dorește să atragă atenția asupra două comportamente greșite. În primul rând, acela al negustorilor care nu țineau cont de faptul că acolo este un loc sacru, că acolo este prezent Dumnezeu și că acel loc este un loc de rugăciune. Ei încercau cu orice preț să-și vândă marfa, uneori chiar recurgând la diferite șiretlicuri sau înșelăciune, profitând de buna credință a pelerinilor. Iar în al doilea rând, Hristos condamnă un alt comportament. Comportamentul unor iudei pe care îi putem numi tot un fel de negustori. Ei nu vindeau nimic, însă făceau negoți cu Dumnezeu. Ce doresc să spun prin aceasta? Știm că în fiecare an de Paști, evreii mergeau la templu pentru a aduce jertfă Domnului. Însă unii se limitau doar la atât. Prin această jertfă considerau că și-au făcut datoria. I-au oferit ceva Domnului și așteptau de la El să nu-i pedepsească, să le dea sănătate și să-i binecuvânteze. Am putea spune că era o negustorie în toată regula. Îți ofer ceva pentru a câștiga ceva. La acest lucru se rezuma cultul adus Domnului. Aceasta era relația lor cu Dumnezeu. Doar un act exterior. Ei continuau apoi să ducă aceeași viață, uneori plină de păcate, de greutăți și de vicii. Nu aveau o convertire interioară. Hristos ne spune astăzi, nu faceți din casa Tatălui meu o casă de negustorie. Din fericire, astăzi, când venim la biserică, nu avem parte de astfel de peisaje. Curtea nu este plină de negustori care încearcă să vândă câte ceva. Însă ne putem întreba, oare noi nu ne asemănăm cu cea de-a doua categorie de negustori? Oare facem noi negoți cu Dumnezeu? Oare facem negoți cu aproapele? Există persoane care vin la biserică cu scopul de a încheia un contract de vânzare-cumpărare cu Domnul. Aceștia consideră că pentru a-și asigura paradisul este de ajuns o liturghie, o rugăciune de mulțumire, o liturghie de duminică, o novenă sau o lumânare aprinsă. Așadar, relația cu Dumnezeu se transformă într-o încercare de a-L cumpăra pe Dumnezeu, ca și cum El ar fi împotriva noastră. Însă nu este așa. Dumnezeu ne iubește atât de mult încât L-a dat la moarte pe Fiul Său, tocmai ca să schimbe această mentalitate. Dumnezeu nu este cineva de cumpărat. El este în totalitate pentru noi. El ne-a creat din iubire, ne-a dat lumea, ne dă viața, ne dă tot ce este mai bun. Ne-l dă chiar și pe Fiul Său. Iubiți credincioși, relația noastră cu Dumnezeu să nu fie doar un schimb de bunuri, să nu se bazeze doar pe anumite acte exterioare, ci să fie un raport de iubire autentică. Să nu fim negustori, ci să facem totul din iubire, pentru că El ne-a iubit mai întâi. Există apoi alte persoane care au aceeași relație și cu oamenii, care sunt buni cu ceilalți, tocmai pentru că au anumite avantaje și spun, sunt bun cu tine, te ajut, doar ca și tu să mă ajuți. Tot un fel de negustori. Oferă ceva ca să primească altceva și nimic mai mult. Dragi credincioși, să nu fim ca aceștia. Să nu fim negustori nici cu Dumnezeu și nici cu aproapele, ci să facem binele în mod gratuit, să renunțăm la egoismul nostru, să fim buni cu ceilalți
să încercăm să iubim și să ajutăm pe cei de lângă noi, fără a aștepta ceva în schimb. Să luăm exemplul lui Hristos și să ne purificăm și noi templul inimii noastre. Să purificăm relația noastră atât cu Dumnezeu, cât și cu cei din jurul nostru. Iar dacă este nevoie, să folosim chiar și un bici, cu care să băcim toate acele lucruri care nu ne ajută în drumul nostru de creștere spirituală. Toate acele lucruri care ne îndepărtează de prietenia noastră cu Dumnezeu. Nu vreau să le numesc, pentru că sunt sigur că fiecare dintre noi le cunoaștem. Cum am putea să facem acest lucru? Răspunsul la această întrebare îl găsim în prima lectură de astăzi, care ne arată o cale care ne poate ajuta să nu ne transformăm în negustori. Iar această cale sunt poruncile lui Dumnezeu. Cele 10 porunci. Poruncile nu ne limitează libertatea, ci ne conduc spre libertate. Ne arată cea mai bună cale pe care trebuie să mergem pentru a ajunge la fericire. Poruncile ne arată mai întâi cum trebuie să ne comportăm cu Dumnezeu. Și știm că primele 3 porunci se referă la relația pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu. Să renunțăm la idolii pe care îi avem și să-L iubim pe El, să participăm la Sfânta Liturghie și să nu luăm numele Domnului în zadar. Iar celelalte 7 porunci ne arată cum trebuie să ne comportăm cu cei din jurul nostru. Să-i cinstim pe părinți, să respectăm viața, să iubim responsabili, să fim corecți, drepți și solidari. Așadar, dragi credincioși, cele 10 porunci sunt calea pe care trebuie să mergem pentru a nu fi niciodată negustori cu Dumnezeu și nici cu aproapele, și pentru a avea o relație extraordinară cu toți din jurul nostru și cu Domnul. Aceasta este calea. Vă propun să ne rugăm necontenit pentru ca Dumnezeu să ne mențină pe calea Lui. Amin. Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Crede în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Să-i cerem lui Dumnezeu, prin rugăciunea noastră, fidelitate față de poruncile sale, cu
condiție ca să putem adera la alianța pe care Domnul ne-a propus-o nouă creaturile sale. De aceea să ne rugăm împreună spunându-i, legea Ta, Doamne, să fie lumină pentru pașii noștri. Legea Ta, Doamne, să fie lumină pentru pașii noștri. Pentru ca Sfânta Biserică să nu se asemene templului din care Iisus a trebuit să-i alunge pe negustori, ci să fie mereu loc de rugăciune și casa Tatălui. Să ne rugăm! Legea Ta, Doamne, să fie lumină pentru pașii noștri. Pentru ca toți guvernanții să respecte întotdeauna persoana umană și să instituie legi drepte și echitabile. Să ne rugăm! Legea Ta, Doamne, să fie lumină pentru pașii noștri. Pentru ca ziariștii și artiștii să înțeleagă și să trăiască totdeauna comunicarea socială ca pe un domeniu de slujire și de responsabilitate. Să ne rugăm! Legea Ta, Doamne, să fie lumină pentru pașii noștri. Pentru ca părinții să-și educe copiii spre adevăratele valori creștine, cum ar fi încrederea în Dumnezeu, delicatețea conștiinței, generozitatea, fraternitatea. Să ne rugăm! Legea Ta, Doamne, să fie lumină pentru pașii noștri. Pentru ca acelora care încearcă să iasă din starea păcatelor, Dumnezeu să le dea tăria unei adevărate convertiri în acest timp sfânt al postului mare. Să ne rugăm! Legea Ta, Doamne, să fie lumină pentru pașii noștri. Pentru ca întreaga noastră comunitate să poată intra în spiritul alianței cu Dumnezeu și prin ascultarea fidelă a glasului conștiinței să ajungem la deplină adeziune cu legea Domnului. Să ne rugăm! Legea Ta, Doamne, să fie lumină pentru pașii noștri. Părinte Sfânt, primește rugăciunile noastre și, întărind cu harul Tău voința noastră, dă-ne harul ca, printr-o păzire exemplară a legii Tale, să putem lucra pentru o lume mai umană și mai fraternă. Așa Te rugăm, prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Împăcat fiind prin această jertfă, Te rugăm, Doamne, să ne dai harul ca, după cum îți cerem, să fim iertați de greșelile noastre, să ne străduim și noi să le iertăm pe cele ale fraților noștri, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul
să fie cu voi. Sus in himmile, să-i mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, pentru că prin post și înfrânare ne ajut să învingem pornirile rele, ne ridici mintea spre cele cerești, ne întărești sufletul în virtute și ne dăruiești veșnică răsplată prin Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El te laudă îngerii, te adoră stăpânirile, ți se supun puterile. Tăriile cerești și fericiții serafimi te laudă între săltare de bucurie. Alături de ei te rugăm să primești și glasurile noastre, ca împreună să te lăudăm cu umilință, cântând fără încetare. Adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Thank you.
Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din vecii a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tata totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă un semn de pace.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Amen. O, Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Eu, Dumnezeu,
Să ne rugăm! Doamne, Tu ne-ai dat chezășia misterului ceresc și ne-ai îndestulat încă de pe pământ cu pâinea de sus, Te rugăm cu umilință ca ceea ce s-a săvârșit acum în noi în mod tainic să se împlinească și în faptele noastre, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Înger al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrmește-mă pe mine, care sunt încredințați prin mila lui Dumnezeu. Preasfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei, ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Vă rog să-mi permiteți pentru câteva minute să vă rețin cu anunțurile. Colecta de duminica trecută pentru susținerea serviciilor de îngrijire la domiciliu ale Asociației Centrul Diocezan Caritas a însumat 6.180 de lei. Mulțumim tuturor pentru ofertele făcute și pentru generozitatea arătată. Joia aceasta, 11 martie, Preasfințitul Iosif Păuleț va fi la Hălăucești, în Biserica Nașterea Sfintei Fecioare Maria, unde va celebra Sfânta Liturghie și va ține cea de-a patra cateheză din postul mare. Echipa Ercis Media va fi prezentă pentru a transmite ambele momente. Duminica viitoare, 14 martie, după liturghia de la ora 18, va avea loc aici în catedrală concertul Classics Eterna. Organizatorii promit să realizeze o seară la fel de specială ca și anul trecut, cu videoproiecții care să pună în valoare arhitectura catedralei și actul artistic.
Întreaga producție și organizare va fi cu respectarea normelor în vigoare pentru a oferi un concert în siguranță atât pentru publicul spectator, cât și pentru artiști și organizatori. Accesul la eveniment va fi cu intrare liberă și pe bază de invitații. În perioada 19-21 martie au loc zilele seminarului aici în Copou, în care tinerii de clasa 12-a și cei care au absolvit liceul au posibilitatea să trăiască o profundă experiență vocațională la seminar. Aceștia sunt invitați să participe fizic sau online la acest eveniment. Tema acestor zile pentru anul acesta este: Unul este Tatăl vostru, iar voi toți sunteți frați. Vă reamintim că a apărut numărul pe luna martie al revistei Lumina Creștinului. Cu prilejul zilei de 8 martie, transmitem tuturor persoanelor feminine, cu precădere mamelor, urarea de la mulți ani și o binecuvântare specială prin mijlocirea mamei noastre cerești. Mulțumim și părintelui Diacon pentru cuvântul de învățătură, pentru că s-a asociat cu noi la această sfântă liturghie și dorim succes în ultimii pași spre preoție. Mulțumim și ministranților și vă dorim tuturor o săptămână binecuvântată și o primăvară cât mai frumoasă. Lăudați să fie Iisus Hristos!